Bun găsit, oameni buni, așa cum v-am promis acum o oră și puțin tel. Iată, am revenit pe mai toate canalele televiziunii române, TVR Cluj și teritorialele noastre, dragi, sunt alături de noi, TVR 3, TVR Moldova, TVR Internațional, adică acoperim mai tot ce înseamnă compania numită Televiziunea Română. Regiunea în obiectiv, o ediție mai mult decât specială de aici, de la Galați. De ce de la Galați? Pentru că ne aflăm la începutul caravanei noastre, caravana care poartă numele generic de România Continuă, proiectul Dunărea. De ce Dunărea? Pentru că vom discuta foarte, foarte mult, cum am făcut-o și până acum, despre Dunăre, despre acest simbol național, care încă nu este oficializat ca și simbol național, dar cot la cot, foarte mulți dintre noi ne luptăm, inclusiv Televiziunea Română, să ajungă la acest statut. Și în tot demersul nostru, de fiecare dată, avem prieteni foarte buni de aici, de la Galați, oameni primitori, oameni frumoși, oameni deștepți cu care avem despre ce discuta. Așa că nu ratați următoarele 55 de minute, fiți alături de noi pe Televiziunea Română să aflați cât mai multe despre Galați, despre Universitatea Dunărea de Jos din Galați și multe alte chestiuni interesante. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, se află domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați. Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit aici pe vasul Tudor Vladimirescu, unde ne-am instalat platoul special al televiziunii. Bună ziua, bine ați venit la Galați, bine ați venit dumneavoastră și toți telespectatorii la Galați. Ne aflăm pe Tudor Vladimirescu, într-adevăr, cea mai veche navă cu zbaturi din lume, fabricată în 1850 și astăzi este una dintre simbolurile navale, dintre simbolurile Galațului cu care noi ne mândrim și bine ați venit la Galați încă o dată. Vă mulțumim foarte mult! Totodată îl salut cu mare respect pe domnul profesor doctor inginer Iulian Gabriel Bârsan, domnia sa fiind rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați. Domnule rector, bine ați venit pe acest vas, pe care îl cunoașteți foarte bine. Bine ați venit dumneavoastră la Galați, la Universitatea Dunărea de Jos. Ne-am cunoscut acum 2-3 săptămâni când ne-ați făcut o vizită. Am acceptat ca să facem parte din programul dumneavoastră. De ce ați acceptat? Și dumneavoastră și Consiliul Județean. Pentru că, dacă ați văzut în titlul universității noastre, avem și un salut din partea colegilor noștri care se află pe acest mic vas Donaris 2. Mulțumim foarte mult! Spor la treabă! Universitatea noastră se numește Dunărea, și de jos, și pentru de jos, că este la, în apropiere de vărsarea în Marea Neagră. Dunărea adună toate apele României și apele varsă în Marea Cea Mare. Hai să demarăm discuția noastră într-un fel mai cunoscut așa pentru jurnaliști. Domnule președinte, ce înseamnă pentru dumneavoastră punctual? Ce înseamnă Galațiul? Ce înseamnă pentru dumneavoastră Dunărea? Pentru Galați, Dunărea a însemnat dintotdeauna și înseamnă dezvoltare, pentru că aș putea spune că Dunărea la ora actuală este cea mai mare autostradă a județului Galați. Nu are autostradă la ora actuală Galațiu mai mare decât Dunărea. Tot timpul se vorbește despre autostrăzi. Despre autostrăzi, iar Galațiu, pe autostradă. Pe cea mai mare autostradă pe care are Galațiu și, bă, aș putea spune, și România. Da, într-adevăr, Dunărea înseamnă dezvoltare, înseamnă dezvoltarea județului, înseamnă dezvoltarea orașului, pentru că de-a lungul Dunării avem șantierul naval, avem Sidex-ul, avem administrația porturilor maritime, avem AFDJ-ul, înseamnă dezvoltare, înseamnă este proiect. Este un oraș în oraș. Exact, este un oraș pe ape, pe malul apei, pe malul Dunării. Dunărea mai înseamnă dezvoltare și atragere de fonduri europene, pentru că la ora actuală Galațiu este unul dintre cele 12 județe riverane Dunăre din România, care a avut posibilitatea să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Galați. Uitați că apa ajută și infrastructura rutieră, nu doar cea navală, pentru că pe acest program... Și are un rol foarte important. Exact. Toate acestea. Mai ales pentru transportul de mărfuri, pentru că la ora actuală Galațiu are cea mai mare flotă fluvială de pe Dunăre. Navrom Galați are cea mai mare flotă fluvială. Da, am aflat în prima emisiune pe care am difuzat-o acum 2 ore. Domnule rector, spuneți-mi, pentru dumneavoastră Dunărea, Galațiul?
Dunărea pentru universitate a însemnat... Pentru dumneavoastră personal, prima dată. Pentru, după aceea facem extensie. Pentru mine, prima dată a însemnat locul unde mi-am început studiile liceale, le-am terminat, am plecat la București, după care m-am întors înapoi. Și de ce n-ați rămas la București? Sunt legat mai mult de Galați decât de București. Galați este un oraș cald, nu este așa aglomerat. Este adevărat că are foarte puține șanse să se dezvolte doar spre nordul orașului sau poate trecem la colegii noștri, la vecinii noștri din Tulcea. Un rector, un președinte de Consiliu Județean, unde vă intersectați? Care sunt legăturile zilnice, cotidiene, între cele două instituții foarte importante? Ne intersectăm peste tot. Ne intersectăm peste tot pentru că dezvoltarea unui județ sau dezvoltarea unei regiuni înseamnă administrație publică, iar administrație publică fără universitate nu se poate. Iar cine nu știe lucrul ăsta să vină să învețe de la Galați și de la alte județe care au făcut-o și înainte. Mă bucură că Consiliul Județean are un parteneriat și o legătură foarte strânsă cu universitatea. Sunt foarte multe parteneriate și pe Suiert, pe care l-am organizat împreună acum câteva săptămâni în urmă, festivaluri de matematică care urmează să fie, bineînțeles, la Galați. Un festival de anvergură. Peste o lună. Peste o lună, e vorba de peste 300 de participanți din toată lumea. La dumneavoastră, cu autoritățile publice locale? Eu am o părere puțin diferită de a domnului președinte. Așa e bine într-o emisiune. Da. Să-mi dați și mie rolul de moderator, ca să mi-l fac. Până la președinția Consiliului Județean condusă de domnul Fotea, universitatea a fost totdeauna la excetera, atât înainte de 89, cât și după. Noi manageri, județeni și primarul au înțeles că fără o legătură cu universitatea nu se poate realiza dezvoltarea. Chiar asta și spunea domnul președinte. Păi tocmai, a fost ultima dată. Poate Galați era mult mai înfloritor sau noi, ca universitate, am fi avut o mult mai mare deschidere dacă noi am fi cooperat cu mulți ani în urmă. Păi, niciodată nu este târziu. Nu am vrut să mă laud, eu am vrut să las pe domnul rector. Da, eu am înțeles din prima, am înțeles acest frumos gest. Aici vorbim despre foarte multe domenii de activitate, inclusiv, am văzut o emisiune pe un canal local acum câteva zile, cu dumneavoastră, domnule președinte. Aveți un calendar de activități, o listă de investiții imensă. Hai un exemplu, să mergem un pic în domeniul artelor vizuale. Colegii mei au pregătit un reportaj pe această temă, adică un material despre Muzeul de Artă Vizuală. Revenim cu invitații noștri aici pe Vasul Tudor Vladimirescu peste doar câteva minuțele. Orașul Galați, având o populație de 250.000 de locuitori, găzduiește cea mai mare instituție de învățământ superior din sud-estul țării. Fondată în 1948, Universitatea Dunărea de Jos din Galați are 14 facultăți care cuprind 66 de programe de licență în inginerie, arhitectură navală, știința și ingineria alimentelor, automatică, calculatoare, inginerie electrică și electronică, educație fizică și sport, litere, științe și mediu, istorie, filozofie și teologie, agronomie, economie și administrarea afacerilor, științe juridice, sociale și politice, medicină și farmacie, arte.
Universitatea Dunărea de Jos din Galați are un total de peste 13.000 de studenți. De asemenea, în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, în 51 de programe de studii masterale din 12 facultăți, se regăsesc un număr de 2.280 de studenți. Pentru cei care doresc să urmeze un studiu de doctorat, Universitatea dispune de 3 școli doctorale în 14 domenii de studiu. Datorită poziționării geografice în apropierea capitalei României, Universitatea Dunărea de Jos din Galați este foarte ușor accesibilă prin diverse mijloace de transport din orice parte a globului pământesc. Facilitățile oferite de către universitate studenților, masteranților și doctoranților sunt multiple, astfel că, în funcție de domeniul de învățământ, studenții au acces la aparatură de cercetare de ultimă generație, în laboratoare și centre de cercetare. În funcție de fiecare specializare, studenții au ocazia să se implice în proiecte de cercetare. Unii dintre aceștia, pregătind în cadrul lucrărilor de licență, proiecte care urmează să facă obiectul unor brevete de invenție. Absolvenți ai universității se găsesc astăzi în toate colțurile lumii, excelând în domenii începând de la arhitectură navală până la arte, în toate domeniile de activitate. Trecutul, prezentul și viitorul Universității Dunărea de Jos din Galați sunt clădite pe temeliile îndrăznețe ale cercetării și inovării, pe criterii de performanță și profesionalism. Datorită dotărilor de ultimă generație a laboratoarelor, pregătirii profesionale foarte bune a cadrelor didactice și, nu în ultimul rând, datorită implicării studenților în diverse programe de cercetare, foarte multe companii naționale și multinaționale își caută specialiști pentru angajare în facultățile Universității Dunărea de Jos din Galați încă din timpul studiilor, o bună parte a studenților fiind monitorizați de către marile companii încă din anii 2-3 de studii și contractați de către acestea în anii 3-4. Astfel că, la această dată, absolvenții universității se regăsesc în diverse locuri ale lumii, lucrând ca specialiști în cadrul unor companii de renume mondial sau sunt antreprenori de succes ai propriilor afaceri. Universitatea Dunărea de Jos din Galați nu este doar un loc de studiu, nu este un loc în care doar să înveți. Universitatea Dunărea de Jos din Galați este, înainte de toate, un mod de viață. Un loc care pornește și călăuzește destine. Universitatea Dunărea de Jos din Galați înseamnă viață, cunoaștere, progres. Da, am revenit pe acest platou special amenajat pe vasul Tudor Vladimirescu. Suntem la Constanța, la Galați. Vedeți, așa lucrăm noi în direct, pentru că ai mei colegi și eu inclusiv deja suntem cu gândul la alte și alte proiecte. Dar deocamdată suntem aici la Galați pentru că avem oameni minunați alături de noi. Ați văzut un material de prezentare al Universității Dunărea de Jos de aici, din Galați. Dar vom discuta și despre acest Muzeul de Arte Vizuale alături de cei doi invitații ai mei, domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, și domnul rector Iulian Gabriel Bârsan. La un moment dat pe acest material, și mă îndrept către dumneavoastră, în primul rând, domnule președinte, era vorba despre universitate ca un mod de viață, ceea ce înseamnă că modul de viață se referă nu numai la universitari, nu numai la spațiul academic, ci probabil la toată populația acestui municipiu și acestui județ. Da, așa este. Când vorbim despre universitate, vorbim nu doar despre o instituție de învățământ, vorbim despre ceva care trebuie să se dezvolte în jurul ei, pentru că de acolo ies profesioniștii, de acolo așteptăm speranțele de mâine, iar dacă nu susținem mediul academic, dacă nu susținem universitatea, dacă nu avem relație de colaborare cu universitatea, la ce să ne așteptăm mâine? Nu avem la ce să ne așteptăm. De aceea felicit încă o dată universitatea, conducerea universității și buna colaborare pe care o avem la ora actuală. Domnule rector,
Cu ce vă mândriți cel mai mult în cadrul universității? Sunt multe lucruri... Fără să supărăm pe cineva, pe care va... Sunt multe lucruri care putem să ne mândrim. Universitatea a fost mulți ani singurul centru care a pregătit ingineri în domeniul industriei alimentare sau în domeniul naval. Dar... Erau chestiuni din domeniul premierei. Da, și acum arhitectura navală este singura universitate care pregătește interes există din partea tinerilor? Există. Se ocupă în fiecare an toate locurile pe care le scoatem noi la concurs. Dar ce ne mândim noi acum cel mai mult este faptul că făcând parte din euroregiunea Dunărea de Jos, euroregiune ce cuprinde partea de sud a Moldovei, o parte din regiunea Odessa și având în vedere semnarea unui acord la Izmail în 1997 pentru dezvoltarea acestei euroregiuni, la punctul 3 era sprijinirea învățământului și pornind de la acest punct 3 am dezvoltat pentru început în sudul Moldovei o facultate și acum încercăm să dezvoltăm, să clonăm această facultate și în Izmail, deci în Basarabia de Sud. De când funcționează această universitate, de această filială a noastră, în Moldova am școlarizat... Moldova, mai precis? La Cahul, Chișinău, Comrat și Taraclia. Am școlarizat peste 3800 de studenți la licență și peste 2850 de studenți la masterat. De remarcat că Universitatea Dunărea de Jos din Galați, care este o exportatoare de educație, este exportatoare de educație și în Sicilia, unde avem o filială. Am auzit de la colegii dumneavoastră despre această filială minunată pe care o aveți acolo. Da, avem, pregătim medicină și asistență medicală în limba română și avem este un lucru studenți fantastic. Numai italieni. Domnule președinte, este vorba și de o chestiune de mentalitate, dacă stai bine și te gândești. Deci trebuie să ai astfel de gânditori care să le gândească pe toate acestea. Da, așa este. Că de obicei la noi, la români, e o mică mare hibă din când în când cu mentalitatea. Acum eu cred că deja am depășit... Vorbesc despre dumneavoastră. Nu, am depășit de foarte mult și nu mai suntem ancorați în mentalitatea veche. Suntem deja, avem un orizont de deschidere, mai ales că în momentul de față, așa cum spunea și domnul rector despre universitate care și-a deschis porțile și a ajuns și în Italia și în Sicilia și în Republica Moldova și peste tot. Asta este practic... Asta este viitorul. Am atins la un moment dat tot ce înseamnă investiții, tot ce înseamnă dezvoltare în acest județ, printre care și acel muzeu de arte vizuale, dar nu numai. Știu foarte bine că este pe cale de deschidere sau, mă rog, de implementare a unei clinici, cred că e unicat în țara noastră vis-a-vis de pediatrie oncologică, nu? În ce stadiu se află? Într-adevăr, în momentul de față, Arhiepiscopia Dunării de Jos, împreună cu omologii din Germania, cu susținere, dorim să înființăm la Galați o clinică oncologică, pediatrică pentru copii, o chestie de pionierat în România, pentru că toată lumea se gândește și vorbește despre oameni, despre maturi, dar despre copii tot timpul. Sau mai bine zis, haideți să spun altceva. Nu prea își imaginează lumea că la ora actuală copiii de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani pot să aibă o boală atât de cruntă cum este cea de cancer. Și din ce în ce mai mult, din păcate, frecvența acestei boli la copii de 2, 3, 4, 5 ani este din ce în ce mai mare. Ca să continui pe zona asta, ca să vedeți care este incidența, de exemplu, în 2017, la nivel de județul Galați, impactul, sau mai bine zis, numărul de persoane noi diagnosticate cu cancer era de 450 de persoane.
la sfârșitul anului 2018 erau 1100 de persoane. De aceea, la Spitalul Județean din Galați am finalizat, cred eu că una dintre cele mai frumoase și performante secții de radioterapie pentru tratarea cancerului din Galați și nu numai din Galați, de la Iași până la București nu mai există o astfel de secție cu accelerator linear de particule nou pe care deja l-am montat și urmează să mai montăm încă un accelerator linear de particule pentru tratarea cancerului. Adică investiții pentru ceea ce înseamnă bolile moderne, pentru că nimeni trei nu s-așteaptă. Trei puncte cardinale am atins, foarte importante, foarte, hai să le spunem, problematice în România de ieri și România de azi: învățământ, sănătate, chiar și cultură. Și despre cultură încă n-am povestit foarte mult, dar știu că și cultura este la ea acasă. Este o prioritate, este o prioritate pentru noi cultura, mai ales că Galațiu se poate mândri că acum 50 de ani în urmă la Galați s-a luat ființă pentru prima dată în România Muzeul de Artă Contemporană, iar astăzi se numește Muzeul de Artă Vizuală. Bineînțeles că în ce stadiu se află? În momentul de față funcționează într-o clădire care este puțin improprie pentru un muzeu de artă vizuală, pentru că la ora actuală patrimoniul acestui muzeu este de aproximativ 7000 de opere de artă de mare valoare, începând de la Grigorescu și tot așa mai departe, care nu au unde să fie expuse, și atunci am luat decizia de a construi un muzeu nou de la zero în Parcul Rizer al municipiului Galați, un muzeu nou cu aproximativ 7000 de metri pătrați, cu spații expoziționale, pentru că patrimoniul acestui muzeu este de o însemnătate enormă. Credeți-mă că eu nu sunt un om de artă, nu sunt un om de cultură, dar când a venit directorul de acolo și m-a invitat să merg să văd unde sunt ținute acele opere de artă, în momentul respectiv am luat decizia că trebuie. Foarte bine ați făcut, să mai audă și alți colegi de ai dumneavoastră din țara românească să vină cu același exemplu. Domnule rector, revenind un pic la extensii, de ce era nevoie? De ce v-ați înhămat? Pentru că nu v-a ajuns toată problematica locală pe care o aveți. O universitate are probleme la nivel local care acoperă mai toată ziua. Eu am fost rugat să intru în acest joc încă de acum 20 de ani. Alaltă ieri am sărbătorit 20 de ani de învățământ superior Gălățean la Cahul. M-a ocupat de la înființarea acestei filiale în Moldova, odată cu înființarea și Universității de Stat din Moldova, la care voi participa mâine la sărbătoria lor de 20 de ani. Și apoi, după ce am pornit-o, cu excepția trei ani în care ne-am retras de acolo ultimii trei ani de guvernare Voronin, am continuat, am foarte revenit bine. Și am... Cu permisiunea dumneavoastră și a telespectatorilor noștri, vom difuza acum un reportaj realizat chiar cu această extensie de la Cahul, după care ne vom continua ediția specială de aici, de la Galați. Imediat după căderea comunismului, au început primele relații de colaborare între România și Republica Moldova în domeniul învățământului. În 1998, Universitatea Dunărea de Jos din Galați a strâns legăturile cu cei de peste Prut, iar un an mai târziu s-au semnat documentele privind extensiunile universitare din România în străinătate. Atunci s-au desfășurat și primele cursuri la Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universității Bogdan Petricei cu HDU din Cahul. Noi am dorit să oferim cât mai multe specializări tehnice. Din păcate, tinerii de aici nu doresc să vină spre aceste specializări. Totuși, noi le promovăm. Până în prezent am făcut peste 29 de specializări de licență și 28 de specializări de masterat. Colaborarea cu Universitatea Dunărea de Jos din Galați prin intermediul Facultății Transfrontaliere este, de fapt, acel pod de legătură între cele două state frățești ale noastre, precum și posibilitatea de a internaționaliza învățământul în folosul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului.
În două decenii de activitate, la Facultatea Transfrontalieră au absolvit în jur de 3700 de studenți doar la nivel de licență. Numeroși tineri aleg să învețe la mai multe specializări, în timp ce profesorii obișnuiesc să facă naveta între Galați și Republica Moldova pentru a ajunge la cursuri. Vreau să ajung sus, vreau să studiez, să învăț mai mult. Desigur, după licență vreau să aplic și la masterat, să dea Domnul să termin cu bine masteratul, să aplic la doctorat. Deci vreau să învăț deocamdată, după vedem ce ne preconizează viitorul. A contat pentru tine faptul că această facultate are o legătură și mai strânsă cu România? Da, fiindcă suntem un tot întreg, vorbim aceeași limbă și practic este un avantaj pentru noi că vom avea și niște studii la un nivel foarte înalt, anume din studii cu licență recunoscută de Uniunea Europeană. Ar trebui să știți despre studenții din Republica Moldova că sunt calzi, sunt prietenoși și sunt foarte apropiați de noi. Probabil că simt ceva și dinspre noi. Se lucrează întotdeauna foarte, foarte intens cu ei, dar asta datorită faptului că solicită în mod deosebit ajutor suplimentar. Ideea centrală a extensiunilor universitare este ca predarea să se facă în limba română și să se respecte programa din țara noastră. Drept urmare, Universitatea Dunărea de Jos a deschis o filială în Sicilia, dar încearcă să se extindă și în Ucraina, acolo unde există comunități de români dornice să învețe în limba lor. Au fost dificultăți atât din țară, venite din țara noastră, din România, au fost dificultăți venite din partea statului în care ne desfășurăm activitatea, în speță Republica Moldova la momentul actual, Ucraina, în viitor, Italia, la momentul respectiv. Oamenii poate că nu au înțeles. Noi nu am venit să facem concurență niciunei universități, noi am venit să oferim educație. Unul din scopurile noastre este de a sprijini etnicii români din sudul Ucrainei să-și păstreze identitatea culturală, de limbă, de civilizație. Asta e foarte important. Extensiunile universitare au sprijinul Ministerului Educației, însă numai Centrul Academic de la Galați a reușit să își impună filialele. Totodată, de pe urma acestor colaborări, studenții pot beneficia de burse în străinătate. Studenții absolvenți a unor programe de studii din facultăți transfrontaliere se bucură de aceleași drepturi de care se bucură românii din România în cazul în care s-au înscris la Universitatea de Bază în România. Universitatea Dunărea de Jos din Galați are 4 filiale în Republica Moldova, în orașele Chișinău, Cahul, Taraclia și Comrat. Acesta a fost, deci, reportajul vis-a-vis de această extensie de la Caul. Acum, în direct, alături de noi, telefonic, se află doamna Ecaterina Andronescu, ministrul Educației Naționale. Salut, mâinile, doamna ministru! Bună ziua, mă bucur și eu că pot să vă salut cel puțin de la telefon, pentru că, din păcate, din cauza programului, n-am reușit să ajung la Cahul. Dar e foarte bine că măcar așa ne aflăm în direct alături de dumneavoastră. În mod sigur ați auzit măcar ultima parte a reportajului nostru realizat la extensia Universității Dunărea de Jos de la Cahul, care acum, iată, e în zi de sărbătoare. Cât de importante sunt astfel de extensii și punctual această extensie, doamna ministru? În primul rând, eu aș vrea să-mi permite să le și mulțumesc, dar în egală măsură să-i și felicit pe cei de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, pentru că și-au asumat un asemenea efort. Nu este deloc ușor să îți duci profesorii la Cahul și să organizezi acolo o... Cred că s-a întrerupt legătura. Alo? Nu, acum vă auzim acum. Da, și să reușești să ai rezultate pozitive timp de 20 de ani. Felicit și le mulțumesc în egală măsură. În același timp, cred că acest demers al Universității Dunărea de Jos de a-și face o extensie la Cahul a fost unul pozitiv. A fost unul pozitiv pentru că, pe de o parte, tot învățământul superior din lume se internaționalizează, adică își depășește granițele fie prin extensii, fie prin mobilitatea studenților pe perioada studiilor, și lucrul acesta este de asemenea un câștig și pentru universitate și pentru cei din Cahul. Și nu în ultimul rând,
faptul că studenții din Cahul, din Basarabia, din Republica Moldova au avut posibilitatea să învețe în limba română de la profesori dedicați, de la profesori care au foarte multe mobilități și spre Europa Occidentală, a fost în egală măsură de asemenea un câștig pentru studenți și pentru toată lumea. Doamna ministru, spuneți-mi, vă rog, dacă mai există sau dacă ar exista alte universități, știm foarte bine, există universități cu extensii, dar dacă vine o universitate mâine, ministerul sprijină astfel de acțiuni? Sigur că da. Există în continuare două cereri, una și de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați pentru Ismail și de la Universitatea Cuza pentru aceeași localitate, pentru Ismail. Noi am încurajat și i-am susținut, dar sunt niște proceduri pe care trebuie să le parcurgă și până atunci, sigur, nu putem să vorbim de extensii deja existente. Noi ne aflăm, doamna ministru, în caravana care, de fapt, astăzi și-a deschis porțile, caravana televiziunii române, România Continuă, proiectul Dunărea. Noi ne aflăm acum pe vasul istoric, Tudor Vladimirescu aici în Galați. Dacă ar trebui să vă întreb și vă întreb în mod sigur, ce înseamnă pentru dumneavoastră Dunărea în sine? Doamna ministru, ce mi-ați răspunde? Eu v-aș răspunde că înseamnă foarte mult, pentru că eu m-am născut aproape de intrarea Dunării în țară, lângă Turnul Severin. V-ați emoționat? V-ați emoționat? Și fără îndoială că de fiecare dată mă emoționează Dunărea. Dar mă emoționează Dunărea, dacă pot să spun așa metaforic, și pentru că a dăruit României cea mai lungă graniță pe care a putut-o dărui uneia din țările prin care trece. Și sigur că trebuie să fim recunoscători toți și ne-a dăruit o deltă absolut superbă. Toate lucrurile acestea sunt absolut emoționante. Și la final, ca să nu vă mai reținem, doamna ministru, un gând bun pentru această caravană care, iată, a demarat astăzi. Mâine vom fi la Brăila, apoi mâine vom fi la Tulcea. Peste o lună vom continua periplul nostru pe linia Dunării. Care ar fi mesajul dumneavoastră către televiziunea română? Păi, vă doresc din tot sufletul să vă meargă bine și este un lucru absolut formidabil că aduceți pe ecrane din frumusețile acestei țări. Am călătorit destul de mult prin țară. La volanul mașinii cred că am făcut spre 1 milion de kilometri sau peste. Vă mărturisesc că n-am văzut loc în care să spun aici nu mi-ar plăcea să... Momentan, destinatarul apelului. Avem o mică problemă tehnică. Mulțumim foarte mult doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Foarte bine că măcar parțial am prins acest mesaj de final adresat telespectatorilor noștri prin intermediul canalelor televiziunii române. Alături de mine a avut loc un schimb de invitație, unul și unul. Deci, colegii mei, producătorii acestei ediții speciale, au avut grijă să vină oameni foarte deștepți și frumoși, așa cum spun pe tot parcursul acestei emisiuni. Alături de mine, doamna profesor doctor inginer Gabriela Bahrim, prorectorul acestei universități. Domnia sa este axată pe activitatea de cercetare științifică. Doamna prorector, sărut mâine, bine ați venit pe acest vas istoric. Când ați pășit ultima oară pe acest vas? N-am fost niciodată pe acest vas. Am venit noi ca să vă invităm aici. Sunt foarte emoționată și pentru faptul că vă aflați aici și pentru faptul că mă aflu astăzi pe vasul Tudor Vladimirescu. Și alături de doamna prorector, alt prorector al universității, domnul conferențiar, doctor inginer Cezar Ionuț Bichescu, domnia sa este cu o felie, hai să-i spun așa, foarte importantă, la fel de importantă ca și celelalte problematici pe care le-am discutat și le vom discuta. Este vorba despre activitatea economică, investiții și relații internaționale privind extensiile universitare în Uniunea Europeană. Dacă am greșit cumva, domnule prorector, să mă scuzați. În primul rând, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, nu ați greșit cu nimic. Cam aceasta este zona pe care la momentul actual o coordonez și pentru care mă străduiesc și îmi dau tot interesul ca să meargă bine. Doamna prorector, am pomenit activitatea de cercetare științifică. Tot ce înseamnă cercetare științifică este coordonat această activitate de către dumneavoastră, da? Dacă ar trebui să punctați, care sunt acele activități?
La nivelul universității, activitatea de cercetare științifică se desfășoară în facultăți, departamente și centre de cercetare. Noi avem 38 de centre de cercetare acreditate la nivel instituțional, care funcționează în 6 domenii fundamentale, domenii de tradiție în universitatea noastră, dar și domenii noi, pentru că încercăm să ne aliniem la cele mai noi tendințe în cercetarea fundamentală, dar mai ales în cercetarea aplicativă. Care ar fi, ca să ne facem o idee, care ar fi cele tradiționale, pentru că ați pomenit? Cele tradiționale sunt cele care, pe care toată lumea sperăm că le cunoaște, industria alimentară și arhitectura navală. Între timp, universitatea și-a dezvoltat cercetări în domenii moderne, eco-nanotehnologii, știința mediului, sănătate, protecția mediului, am spus, deci domenii de actualitate. Și țineți pasul cu tot ce înseamnă nou și care este indispensabil pentru activitatea unei astfel de universități. De curând am aflat că universitatea noastră a fost clasificată în primele 500 de universități din lume. Bravo, conform felicitări. Topului Shanghai 2018, cu un singur domeniu, dar suntem mândri de asta. Domeniul este inginerie chimică, este de fapt un domeniu multidisciplinar care adună contribuțiile cadrelor didactice, cercetătorilor din mai multe domenii, știința alimentelor, mediu, econanotehnologie. Domnule prorector, dacă mai adaug la tot ce am zis la început, de la mine, dumneavoastră, în sensul cel mai bun, cel mai strict, cel mai nobil al cuvântului, sunteți pe undeva, dacă înțeleg bine, și un foarte bun lobbyist al universității. Am greșit? Haideți să nu-i spunem chiar așa, lobbyist al universității. Să spunem... Lobbyist, am zis, subliniez, în sensul nobil al cuvântului. Să spunem că la momentul de față poate că reprezintă acea persoană care trebuie să alerge și trebuie să fie prezentă cam peste tot acolo unde se întâmplă ceva. Acea persoană care este informată și care, persoana care deține informații, este clar că deține și supremația. Iar în zona noastră a universităților este foarte important ca la momentul actual să fim vizibili, să ne facem vizibili și aici, să ieșim aici, peste granițele țării. Da, datorită unui proiect extraordinar, proiect coordonat de către Consiliul Național al Rectorilor, Stadii în România, proiect gândit la momentul actual de domnul președinte rector Sorin Câmpeanu, universitățile din România au ieșit peste granițele țării, s-au făcut vizibile cam peste tot în lumea aceasta. De la Turkmenistan până în Statele Unite, doar ce ne-am întors de la o conferință din Statele Unite, unde 24 de universități și-au prezentat oferta educațională. Universitatea noastră a fost prezentă în zona respectivă, dar depășind această zonă, putem spune că educația și cercetarea nu ține cont de granițele țării. Absolut. Drept urmare, putem să mergem oriunde, să ne dezvoltăm peste tot, astfel încât să aducem în România și know-how, dar să și exportăm știința. Informația foarte importantă, așa cum a spus și domnul prorector. Stimată doamnă, spuneți-mi, vă rog, care sunt acele probleme, chestiuni care nu vă lasă în pace, nici cum, în perioada imediat următoare, ceea ce vă doriți foarte mult să se realizeze în cadrul universității, și aici vorbim și despre extensii. Noi ne dorim să atragem cât mai multe surse de finanțare pentru a putea susține cercetarea, să atragem tinerii către activitatea de cercetare din universitate, să-i putem menține în universitatea noastră, în Galați și în România, să lucreze pentru țara noastră, astfel și să dezvoltăm infrastructura. Noi avem o infrastructură de top, însă ne mai dorim echipamente moderne, să îmbunătățim infrastructura, să putem aborda cercetări avansate. Mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la această ediție specială. Vă mulțumim pentru găzduire, pentru că fără dumneavoastră ne-ar fi fost foarte greu să participăm și să realizăm aceste ediții speciale. Alături de noi și Paul Olar, pe undeva pe aici prin zonă. Paul, ai legătura? Ia să vedem cu ce noutăți vii tu.
Bine v-am găsit. Am ieșit la o plimbare pe Dunăre, deoarece acest fluviu oferă o faună absolut incredibilă. Chiar și așa, există în Dunăre unele specii de pești care se află, din păcate, pe cale de dispariție. Drept urmare, vom vorbi astăzi despre sturioni cu un om care se dedică foarte mult peștilor și sturionilor, în special lângă mine, domnul Tudor Ionescu, cercetător în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați. Bună ziua! Vă mulțumesc că vă aflați alături de noi la acest dialog. Bună ziua și bine ați venit la Galați, în primul rând. Așa cum a spus și dumneavoastră, sturionii reprezintă cea mai de preț comoare sau bogăție a Dunării. Ținând cont că Dunărea e singurul ecosistem acvatic din lume în care se mai regăsesc 6 specii sălbatice de sturioni. Acest lucru face Dunărea un fluviu deosebit pentru aceste specii și pentru biodiversitatea acvatică din Europa și din lume. Din păcate, în ultimele sute de ani, stocurile de sturioni, populațiile au scăzut vertiginos, aproape de dispariție. Așa, cu un exemplu, să vă dau, la începutul secolului 20 se capturau comercial în doar România captura comercial din Dunăre și din Marea Neagră undeva la 400 de tone de sturion anual, iar în 2005, în momentul când s-a închis, a intervenit prohibiția la sturion, prohibiția generală pentru aceste specii, s-a ajuns undeva la 30-40 de tone anual. Adică o scădere bruscă și destul de tristă, să zic așa. Vă amintam de cele 6 specii, deci pe lângă acestea, scăderea cantității, vorbim și a calității. De ce? Din cele 6 specii, 2 specii sunt aproape dispărute, ce puțin la nivel practic sunt dispărute, nu mai s-au capturat de foarte mulți ani în Dunăre. Vorbim de șip, acei peseri sturio, și de viză. Momentan în Dunăre mai avem 4 specii de sturioni. Vorbim de 3 specii migratoare, morun, cel mai mare pește de apă dulce din lume, ajunge până la 2000 de kilograme un exemplar. Vorbim de nisetru și vorbim de păstrugă și o specie de care nu migrează, care stă doar în Dunăre, vorbim de cegă. Și din aceste 3, nisetru, din datele noastre, în ultimii 5 ani noi nu am observat nicio reproducere naturală în Dunăre la specia nisetru, tocmai de aceea sunt considerate niște specii amenințate. Dacă îmi permiteți, vă rog să ne faceți o prezentare. În ce constă activitatea dumneavoastră? Știm că este o activitate foarte, foarte intensă și permanentă. Da, este o activitate continuă, zi și noapte monitorizăm sturionii prin pescuit științific, prin monitorizarea capturilor accidentale de asemenea. Începând de primăvara, când în zona Galații monitorizăm pui de sturion născuți în anul respectiv, vorbim de pui de 10, 15, 20 de grame, 30 de grame, care sunt în zona Galați în trecerea lor, în migrația lor spre Marea Neagră, unde petrec 80% din viață, până vin în Dunăre să se reproducă când ating maturitatea sexuală. Ei, după aceea, în a doua parte a primăvară-vară, vorbim de iunie-iulie, ne deplasăm în Marea Neagră, la gura de vărsare a brațului Sfântul Gheorghe, unde avem o bază de cercetare în zona respectivă și monitorizăm pui în Marea Neagră, tot prin pescuit științific. Această activitate se întinde până în toamnă, până în septembrie-octombrie. Cam asta ar fi activitatea. Ideea că nu contează, asta e o activitate frumoasă, dar destul de greoaie, pentru că indiferent de vreme, de anotimp, noi trebuie să fim tot timpul pe Dunăre și să fim conectați la ce se întâmplă în fluviu din punct de vedere al sturionilor, bineînțeles. O concluzie foarte scurtă v-aș ruga. De ce ar avea nevoie punctuală sturionii pentru a prospera, dacă putem spune așa? La nivel practic, universitatea, acum sunt în curs de propunere să accesăm niște fonduri europene. Considerăm că cea mai importantă acțiune ar fi dezvoltarea unei facilități ex situ pentru conservarea genofondului sturion, conservarea genetică. Vorbim de în zona Sfântul Gheorghe, încercăm să dezvoltăm o facilitate de conservare a sturionilor. Și în al doilea rând, la nivel pur teoretic, cred că unitate și responsabilitate atât din partea autorităților, cât și din partea cercetării, de asemenea și din partea pescarilor, care
fiind o specie prohibită, ar trebui să-i protejeze mai mult pentru a putea reface populațiile de sturioni în viitor. Vă mulțumesc că v-ați aflat alături de noi. Karen, o să-ți dau legătura imediat, însă vreau să mulțumesc pentru această plimbare timonierului Bosnea Anastase și mecanicului Emil Stanciu. Așadar, legătura la voi în platou. Paul, mulțumim foarte mult. Eu alături de echipa care se află aici pe vasul Tudor Vladimirescu, te-am tot căutat, dar atât de mare e Dunărea aceasta că nu te-am găsit alături de echipajul tău. Mulțumiri și din partea noastră. Noi am revenit ultima parte la această ediție specială, dragi prieteni care ne priviți pe mai toate canalele televiziunii române. Alături de mine se află în ultima parte domnul profesor universitar dr. Lucian Georgescu, domnia sa fiind președintele Senatului Universității Dunărea de Jos, fost ministru al cercetării și inovației, și totodată îl salut cu mare respect și pe profesorul universitar dr. Florin Tudor, decanul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice. Bună ziua, stimați domn! Bună ziua! Am să încep cu domnul decan, cu permisiunea dumneavoastră, domnule ministru. Ce vă place cel mai mult în acest oraș, în afară de universitate? Întrebarea este extrem de potrivită și de bună în aceeași măsură, pentru că e greu să ne putem decupla de mediul academic în care aproape de dimineață și până seara suntem trup și suflet alături de studenți și de activitățile pe care le desfășurăm. Sigur, m-am născut în Galați și cred foarte mult în această dimensiune geostrategică pe care o reprezintă în acest moment și mai mult decât atât, cred că dacă a făcut o figură cu totul și cu totul deosebită în 1856, să nu uităm faptul că a fost cel mai cosmopolit dintre orașele noastre, faptul că aici a funcționat Comisia Europeană a Dunării, așa este, cea mai internaționalizată, dacă pot să mă exprim așa, instituție, este limpede că aici suntem la intersecția unor importante drumuri. Domnule ministru, ne-am mai întâlnit acum câteva săptămâni și v-am admirat. Ați avut o discuție cu una dintre colegele mele și ați avut o pledoarie foarte lungă și foarte interesantă despre cercetare. Cercetarea la ea acasă, și cred că nu din cauza că dumneavoastră ați fost și ministru al cercetării, se simte ceva. Ce se simte? De ce e la ea acasă cercetarea aici la Galați? Acum 20 de ani, într-o perioadă tumultoasă de preaderare, când se negociau o grămadă de aspecte despre apartenența României la Uniunea Europeană, aici Uniunea Europeană clasifica centrul nostru de cercetare, pentru prima dată în istoria României, Centrul European de Excelență pe Probleme de Mediu. Era unul din cele 8 centre de excelență la nivel național, într-o competiție acerbă, arbitrată direct de Comisia Europeană, se înființa și se finanța acest centru. În 99 era totul la început, știam să facem cercetare, nu știam să facem proiecte, nu știam să le scriem, nu știam să le implementăm. Între timp lucrurile s-au schimbat, cercetarea s-a extins foarte bine, am putea să spunem. Și dacă ne referim la Dunăre, pentru că toți suntem pe Dunăre, dacă ne referim la Dunăre, am reușit să concentrăm resurse umane și materiale de neimaginat acum 20 de ani. Sume foarte mari, laboratoare performante, oameni foarte bine pregătiți. Și proiecte mai mult decât inedite. Și proiecte foarte inedite, foarte mari. Noi avem o competență concentrată pe tot ce înseamnă Dunăre, începând de la batimetrie, curgere, menținerea șenalului, inclusiv răcirea de la Cernavodă, ține tot de cercetare și de capacitatea Dunării de a o asigura, speciile protejate, așa cum v-a zis colegul meu, calitatea apei, impactul activităților antropice, de unde vin poluanții, până unde ajung, ce efect asupra peștilor, asupra oamenilor, ce efect vor avea în 20 de ani. Cum sunt studenții de astăzi, domnule decan? Cum vi se par? Dacă vă uitați dumneavoastră în oglindă, în acea oglindă când ați fost dumneavoastră student. Sigur. Discutăm despre altă dimensiune, în primul rând în ceea ce privește documentarea, informarea, accesul la nou, accesul acesta pe rețelele de informare, din perspectiva sigură a bazelor de date internaționale unde studenții au acces.
Sigur că sunt mai inovativi, sunt mult mai dinamice în ceea ce privește motivația socială. Chiar mai mult decât atât, aș spune că voluntari în ceea ce privește aspectele comunității. Ne bucurăm să avem la Galați o universitate comprehensivă, iată, de la studenți științe administrative, științe juridice, până la, știu eu, nave sau chimie. Din această perspectivă, credem că avem studenți bine pregătiți, studenți care sunt în dimensiunea internațională, îi regăsim de fiecare dată printre premianți și mai mult decât atât, cred că alături de cadre didactice, așa cum spunea și domnul președinte, într-o dimensiune a excelenței din cercetare, cred că au o bună șansă de a se integra pe piața muncii. Domnule președinte, suntem la finalul discuției noastre. Spuneți-mi, vă rog, ce v-ați dori dumneavoastră personal, de la o astfel de caravană realizată de Televiziunea Română pe această tematică? Uneori este mai ușor de accesat proiecte de la Bruxelles sau din altă parte decât din România, pentru că lumea, deși crede că știe multe lucruri despre Dunăre, de fapt nu este adevărat. Această caravană ne face pe noi ceva mai bine cunoscuți, rezultatele pe care le obținem ceva mai bine cunoscute și, pe de altă parte, ne duce către noi parteneriate și noi idei pe care, de ce Doamne ajută, în câțiva ani le punem în aplicare. Mulțumim foarte mult că ne găzduiți, mulțumim foarte mult pentru gândurile frumoase și nobile. Mulțumim. Dragi telespectatori, dragii noștri prieteni, iată, prima zi încă nu s-a terminat cu această caravană pe Dunăre de aici, de la Galați, de la orele 19 până la 20:30, ediție specială Cântec și Poveste. Povești foarte interesante și frumoase alături de colegele mele Loredana Corchi și Raluca Aftene de la TVR Iași și TVR Cluj și colegul nostru Adrian Butnaru, directorul de imagine, care este chiar vis-a-vis cu mine. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, toate cele bune și rămâneți musai alături de Televiziunea Română, pentru că veți avea parte de emisiuni foarte bune. La revedere!